Ninsorile abundente de vineri dimineață au creat probleme serioase în municipiul Pașcani. În panta ceferiștilor, 8 mașini au fost avariate într-un carambol, provocat după ce un microbus ar fi derapat. Din fericire, nu a fost nicio victimă. Cei care au trecut prin zonă au transmis live de la fața locului și au cerut ajutorul autorităților. Ia uitați, băi, fraților, ce ceferiștilor aici. Ia uitați, câte mașini. Și niciun echipaj. Niciun echipaj de la dezăpezări. Ia uitați și și primăria nu scoate un echipaj. Alo, dacă vede administrația locală, primăria, scoate srate echipaje. Ia uitați aici. 7, 8, 10 mașini, cred că s-a intrat una în alta. Și pe alte străzi din municipiu s-au creat ambuteiaje, iar răbdarea șoferilor a fost pusă la încercare. Reprezentanții primăriei Pașcani au precizat că toți angajații disponibili și toate utilajele primăriei destinate intervenției în caz de ninsoare au fost în stradă. Directorul Societății de Salubritate SCCLP Ecoserv SRL, care a preluat activitatea de dezăpezire în municipiu, și-a cerut scuze pentru intervenția întârziată de vineri dimineață, dar are câteva argumente. Cu ce să încep? Important de început, cred că cu scuze față de cetățenii municipiului Pașcani pentru situația de astăzi, însă trebuie să îi informez pe cetățeni că noi avem întotdeauna, când pornim lucru în fiecare dimineață, facem informare meteorologică și nimic nu a anunțat că și Pașcani va intra în zona codului galben și nici INM-ul nu a afișat vreo informare în acest sens. Cu toate acestea, însă cu timpul pierdut, care e firesc dacă vreți, pentru că mașinile erau deja implicate în activitățile de curățat și măturat stradal, s-au întors, dar până la montarea accesoriilor a fost o perioadă în care n-am putut acoperi ceea ce înseamnă dezăpezirea pe străzile principale ale municipiului Pașcani, noi începând cu ora 10. De asemenea, în jurul orei 10, deplasarea mijloacelor noastre de dezăpezire, autovehiculelor noastre, a fost zătărnicită, cum era și normal, de către circulația, către Neamț, ieșirea din Pașcani, care și ea era blocată, deci cu alte cuvinte, aceeași problemă la drumuri naționale. Și poliția locală Pașcani a intervenit pentru un trafic în siguranță. Pe strada Republicii dezăpezirea s-a făcut în condiții bune datorită agenților care au întrerupt circulația, anunță directorul societății CLP Ecoserv.